puțin de la subiect. Deci spuneți prima dată cereale și fructe. Pe urmă, cereale, fructe, zarzavatul. Și carnea? Da. Știm că oamenii aveau o durată de viață. Inițial, planul lui Dumnezeu, înainte ca omul să cadă în păcat, a fost ca omul să trăiască etern, veșnic, fără să moară. După căderea în păcat, speranța de viață omului a scăzut de la veșnicie la 900 și ceva de ani. Și în momentul când s-a introdus carnea? Da, iar atunci când omul a devenit cu totul păcătos și legat de păcat, planul lui Dumnezeu a fost să scurteze și mai mult durata de viață, pentru că altfel omul ar fi distrus planeta. Domnule profesor, scurtarea vieții a fost o binecuvântare sau un blestem? Din punct de vedere biblic, din punct de vedere medical, fiind medici, suferința, scurtarea suferinței sau alinarea suferinței este o binecuvântare pentru corp, pentru persoana bolnavă. Dar din punct de vedere biblic, scurtarea vieții, pentru că de la veșnicie s-a ajuns la câteva sute de ani, după câteva sute de ani s-a ajuns la 70, 80, 90 de ani. Da? Biblia spune 70, 80. Deci, ce spuneți? Este o binecuvântare? Din punct de vedere biblic, acest plan al lui Dumnezeu, așa cum spunea și domnul doctor, a fost mai mult o binecuvântare pentru om, scurtarea vieții, decât un blestem. Vreau să vă spun de ce lucrul acesta. În Geneza, capitolul 6, cu versetul 5, Biblia ne spune că în momentul în care omul a ajuns cu totul rebel împotriva lui Dumnezeu, Biblia spune acolo așa: toate întocmirile gândurilor oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai și numai spre rău. Cu alte cuvinte, omul gândea, plănuia, întocmea ceva ceea ce Dumnezeu nu a fost niciodată de acord. Și Dumnezeu, în mila Lui, pentru a scurta această răutate și planurile nenorocite, am putea spune, ale oamenilor, de a se distruge unul pe celălalt, a îngăduit ca omul să-și primească consecința propriilor alegeri. Și anume, consumând carne, așa cum spuneați dumneavoastră, dacă observați în Biblie, începând din Geneza capitolul 9, după ce Noe iese din corabie cu familia lui, viața omului, datorită consumului de carne, scade vertiginos. Și este o strânsă legătură între alimentație și viața noastră spirituală. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, spunea în Sfânta Scriptură despre timpul sfârșitului. El spunea că starea oamenilor de la sfârșit va fi foarte asemănătoare cu viața oamenilor din timpul lui Noe. Care era viața oamenilor în timpul lui Noe? Viața oamenilor în timpul lui Noe era identică cu cea de acum, nu? Da. Iau, mâncau, se căsătoreau, da. Construiau. Și se pare că unul dintre cele mai importante lucruri pe care Hristos le vorbește în consecință este că oamenii nu vor fi pregătiți datorită alimentației lor. Vreau să vă citesc un verset din Biblie. Ia uitați-vă ce spunea Domnul Hristos în cartea Luca 21 cu versetul 34. Alimentația este o problemă atât de importantă. Uitați-vă ce spunea Domnul Hristos. Luați seama la voi înșivă, vorbea Hristos cu ucenicii, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Cu ce să se îngreuneze inima sau mintea omului? Cu îmbuibare de mâncare și băutură. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vorbea cu ucenicii. Ucenicii făceau parte din poporul Israel. Poporul Israel era acel popor care avea o alimentație bazată după planul lui Dumnezeu, și anume era o hrană curată pe care Dumnezeu o îngăduia și o alimentație pe care Dumnezeu nu o îngăduia. Însă Biblia se pare că vorbește chiar și alimentația curată, alimentația sănătoasă, însă consumată în proporții mari sau peste măsură, pot ajunge să transforme mintea omului într-un așa mod încât să nu putem înțelege semnele timpului în care noi trăim. Uitați, Hristos continuă și spune așa: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un lanț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Iar versetele acestea fac în mod referire la mesajul celei de-a doua revenire a Domnului Iisus Hristos. Iar unul dintre semnele care conduc la respingerea lui Hristos când El va veni, va fi chiar și alimentația. Și apropo, pentru că în seara aceasta vorbim despre pâine, a vrea să vă spun, chiar consumul de pâine
Ei va face pe oameni să-L respingă pe Hristos. Îmi dați voie să vă citesc acel verset. Da. Ia ascultați ce spune Biblia în Cartea Proverbe. Cartea Proverbe, capitolul 30, Biblia ne spune adevărul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Uitați ce spunea cel mai înțelept om care a trăit vreodată, împăratul Solomon. El spune așa, Proverbe 30 de la versetul 7, două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, și acum ascultați, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Observați ce cere Solomon? Doamne, vreau înainte să mor să-mi dai ceva. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Pâinea care-mi este necesară. Nici mai mult, nici mai puțin. Doamne, vreau o pâine cumpătată. Vreau o pâine bogată. De ce? Și uitați ce spune el. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Dumnezeu. Domnule doctor, ați început discuția cu o frază în care spuneați că pâinea este un aliment necesar. Un profesor vine și spune că până în momentul morții, Solomon cerea pâinea de care are nevoie. N-a cerut alte lucruri. Problema se pune, care pâine, din punct de vedere medical? Știm că prin înlăturarea tărâței se elimină o parte din compoziție. Cea mai mare parte din compoziție. Se elimină beurile, am o statistică, pot să o citesc sau o spuneți noastră. No, deci B1 în proporție de 86%, B2 70%, B3 86%, B6 90%. Se elimină vitamina E, vitamina tinereții, 100%. Se elimină vitamina H, 90%. Pierdem 50% din calciu, din compoziția grâului. Cupru 75%, mangan 72%, acid folic necesar pentru prevenirea anemiilor 70%, dar eliminăm un lucru extraordinar, care foarte puțin îl apreciem, fibrele alimentare. Sim. Nu? Da. Și atunci mă gândesc la ceea ce spunea domnul profesor. Solomon cerea pâinea de care are nevoie corpul său. Nu? Nu spunea pâinea care îmi place. Vrea să dăm pâinea de care îmi place, cu care sunt obișnuit, de care are nevoie corpul. Dacă noi eliminăm tărâța din pâine, eliminăm de fapt tot ce conține ea. Rămâne o cantitate infimă. Așa cum într-o credință elimin tot adevărul și rămâne doar forma, care nu va duce niciodată la ținta pusă. Nu? Dar acum, domnule doctor, vedem că pâinea sănătoasă are o compoziție atât de complexă. De ce pentru organism este atât de important ca să mâncăm o pâine sănătoasă sau să mâncăm o pâine din aceasta albă, pufoasă, care, o prind din nou în cadru, care putem să ne jucăm cu ea, care putem să o mestecăm non-stop și care aduce numai boală, suferință și moarte. Dar nu numai atât. Prin pâine putem să murim. Putem nu numai să murim fizic, ci și spiritual. Da. Sau putem să ne câștigăm atât viața fizică, cât și cea spirituală. De ce credeți că este atât de important tipul de pâine pe care noi trebuie să-l consumăm și ce influență poate să aibă asupra corpului o pâine lipsită de fibre? Deci nu mă refer și la vitamine, de fibre doar. Și fără să să ajungem la efectele pe care le-au adaosurile care se pun în fibre. Da. Pâinea albă este de fapt o pâine lipsită de toate acele substanțe despre care ați amintit, în special beurile, fibrele vegetale și vitamina E, care se găsește în special în germeni. Germenii, prin măcinare și rafinare, sunt pierduți în întregime, 100% scrie acolo. Și ceea ce e important e că principala sursă de vitamina E, mă refer la sursă vegetală de vitamina E, se găsește în germenii cerealelor. Atunci când
omul a măcinat cerealele și a ajuns să rafineze foarte mult, a lăsat doar ceea ce se găsește între capsida bobului de grâu și germene, adică acea parte albă din bobul de grâu, în care nu există decât amidon în proporție foarte mare și resturi de toate elementele care au fost deja amintite, resturi de fibre, resturi de vitamina B1, B2, B3, PP și așa mai departe. Calități infime. Da, infime. Și pentru că pâinea nu mai avea calitatea respectivă, toate substanțele pe care le conține bobul de grâu au trebuit să fie înlocuite de ceva. Adică, pentru ca această pâine să aibă volum, trebuia să se pună ceva care să o destindă, nu? Și aceia sunt afânătorii. Dacă ar fi fost lăsate elementele care dă consistență pâinii naturale, atunci nu era nevoie de acei afânători care să-i dea un anumit volum la pâinea respectivă. Deci, prin ceea ce am scos noi, prin prepararea făinii, tot ce am scos bun, noi venim cu substanțe chimicale și înlocuim. Care să le înlocuiască. Însă este normal că noi nu suntem creatorii mașinăriei vii. Și atunci tot ceea ce noi facem în plus, pe lângă ceea ce Dumnezeu a creat, mă refer la cereale pentru alimentație, a mașinăriei pe care tot El a creat-o, nu fac decât să perturbe activitatea bună a organelor interne și tubul digestiv este o mașinărie extrem de sofisticată, complexă, care alimentează toate organele cu energie, cu resurse nutritive și care în cele din urmă ajung să fie folosite în producerea de energie. Și ar fi trebuit să pornim tot de la discuția inițială și anume că atunci când Dumnezeu a creat pământul și a dat omului să mănânce fructe și cereale, nu i-a dat și o moară. Știți? Putea să inventeze Dumnezeu o moară și să-i zică la om, uite, moara asta poate să facă făină triplu rafinată, foarte bună și gata. Dar Dumnezeu n-a făcut asta pentru că a știut că în acele cereale a pus o gamă atât de largă de nutrienți, care dacă ar fi măcinată și rămăcinată și cernută, n-ar mai rămâne aproape nimic din ea. Deci să înțeleg din ceea ce spuneți noastră că făina 000, cum vedem în supermarket, are valoare 0. Sigur. Și că nici n-ar fi rău dacă ar avea valoarea 0, dar cred că reduce undeva cu efectele ei la cota cu minus. Da. Vom continua discuția după o scurtă pauză. Rămâneți alături de Secretele Sănătății la televiziunea Transilvania Channel. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Geneza 1:29.